Aș vrea să ne ridicăm în picioare și cei care aveți Bibliile și chiar și pe scrinul acestui perete putem să afișăm Filipeni, capitolul 2, versetul 12 și 13, pagina 1152 pentru această zi și îmi doresc să ne dea Dumnezeu putere, să-mi dea Dumnezeu și mie putere. Simt că mă lasă un pic vocea. Nu mai suntem obișnuiți să mai slujim la acest randament, dar nu că nu ar merita Domnul. Domnul fie lăudat în aceasta și de aceea mai îngăduiți-mă câteva momente în casa lui Dumnezeu în care aș vrea ca Dumnezeu să ne vorbească. Mie mi-a vorbit din cuvântul acesta și îmi doresc să ne vorbească în continuare. Filipeni 2 cu 12 și 13. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, spunea Pavel, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Doamne ajută-ne! Amin! Haideți să ocupăm locurile. Aș vrea să ating un subiect în această zi după amiază, cum să-i spunem. Un subiect care ne este foarte comun din punct de vedere literar. Atunci când vorbim despre mântuirea sufletului nostru. Mântuire care Dumnezeu ne-a dat-o, așa cum am cântat, în dar. Fără plată. Și darul acesta este un dar nemeritat. Cum de multe ori noi când primim daruri, nu le merităm. Chiar și atunci când așteptăm să primim daruri, și acelea nu le merităm, dar pentru că ne iubim unii pe alții, ne facem daruri și este un mod de a ne aprecia unii pe alții. Dar aici vorbim despre un dar suprem. Un dar care atunci Domnul Iisus, când s-a întâlnit cu femeia samaritană la fântână, i-a spus, o, de-ai cunoaște tu. Darul fără plată. Darul lui Dumnezeu este cel care stă lângă tine și spune, dă-mi să beau. Tu singură i-ai dat să bea. Dragii mei, Domnul Iisus ne-a chemat la mântuire. Și mântuire înseamnă nimic mai mult decât salvare. Mântuirea era ceva, cuvântul acesta, pentru noi astăzi tot mai nepopular. Pentru că dacă fratele meu ar trece printr-o situație grea, critică în momentele acestea, și eu i-aș veni în ajutor și l-aș scoate din situația aia, indiferent, nu vreau să mă gândesc pe ce plan, material sau știu eu ce, cum sfat sau cu orice alt fel, el nu mi-ar spune, știi, m-ai mântuit din situația asta. Și nici altul de aici nu mi-a spune sau nu i-am spune unii alții altora mai mântuit din situația asta. Îți mulțumesc, sunt dator, sunt recunoscător că m-ai mântuit. Cred că nimeni nu ne folosim cuvintele acestea, așa? Adevărat? M-ai salvat. Și apreciez faptul că m-ai salvat. Știți că Domnul nostru ne-a salvat? Ei, când zicem de mântuire, zicem, a fost o... Ne-a mântuit Domnul, da, e adevărat, ne-a mântuit. Cântăm asta și la cină o dată pe lună. Ne-a mântuit Domnul, a făcut Domnul pe cruce ce trebuia să facă. Ei, ok. Dar noi, ce ni se cere să facem mai departe cu mântuirea aceasta? Știți că unii când primesc mântuirea. Și noi, de multe ori, avem atitudinea asta. Am primit mântuirea, am primit-o ca un dar. Și cum ar fi un dar să-l primesc? Mare,
frumos, atrăgător și să îl las acolo să pună praf pe el, să nu îl deschid niciodată. Păi, am primit, da, am primit și eu. Dar e acolo. Dumnezeu ne cere mântuirea, darul acesta, să-l primim și l-am primit. Și să-l păstrăm și să-l ducem până la capăt. Doamne, ajută-ne la acest. Așa le-a spus Apostolul Pavel Filipenilor. Așa ne spune Domnul nou astăzi. Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Și știți cum a făcut darul acesta să ne fie dat și nouă? Prin necredința unora. Și mântuirea a ajuns la noi și am primit-o prin credința noastră. Prin credință. Unii nu au crezut și pentru că n-au crezut, Dumnezeu s-a întors de la ei, de la iudei și s-a întors la noi. Și noi care eram niște sălbatici, niște ramuri sălbatice, spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani 11 că ne-a altoit în măslin. Ne-a altoit ca să fim noi niște ramuri care să ducem roadă bună. Astfel ne-a mântuit Domnul. Astfel ne-a salvat Domnul nostru. Este un proces. Este un moment care s-a întâmplat atunci și este un proces care durează în continuare în dreptul fiecare dintre noi. De aceea suntem chemați să ne ducem mântuirea noastră până la capăt. Acum, noi alegem capătul. Noi alegem capătul. Când tu și eu îi punem capăt acestei mântuiri și zicem de aici, măi, m-am mântuit, m-am botezat în apă, am mărturisit un botez, am mărturisit că Domnul este Cel ce mă iubește și că eu, de dragul Lui, fac acest pas, m-a născut Domnul din nou, m-a spălat, mi-a dat o haină curată. Atât. De acum, vin la biserică, de câte ori este loc aici, când nu este loc, nu este loc și gata. Nu-i rău nici că vin, nici că nu vin. Asta e situația. Dumnezeu ne cere, indiferent unde am fi și indiferent unde suntem și indiferent de conjunctura vieții, Dumnezeu ne cere mântuirea noastră să o ducem până la capăt. Și capătul nostru să fie acolo în slava Lui. Doamne, ajută-ne aceasta. Unii au plătit cu viață pentru mântuirea aceasta și Domnul le-a spus așa. Ei vor fi mântuiți. Și ei au primit mântuirea aceasta. Spune cuvântul lui Dumnezeu acolo, într-o conjunctură pe care noi o să o atingem un pic mai târziu. Că ei au plătit pentru mântuirea aceasta cu prețul vieții lor. Dumnezeu nu ne cere astăzi să plătim pentru mântuirea asta. Pentru că ei au avut o altă situație atunci. Și noi astăzi, Dumnezeu știe ce planuri are pentru fiecare dintre noi. Dar dacă așa sunt conjuncturile, să prețuim momentele acestea. Să prețuim momentele acestea. Nimeni dintre noi nu îi se cere să plătească ceva pentru mântuirea asta. Doamne, binecuvântează-ne să prețuim aceasta. Mântuirea a fost un moment inițial al fiecare dintre noi când Domnul ne-a mântuit. Când Domnul ne-a născut din nou, când Domnul și-a dat viața pentru noi atunci și astăzi să fim iertați și să fim spălați. O mântuire de păcatele noastre, o mântuire care este un proces care, spuneam, durează până la capăt, până la sfârșitul vieții noastre. Până vine Domnul după noi. Dar mântuirea aceasta trebuie păstrată curată. Haina aceasta a mântuirii, care nu se vede, se spunea duminica trecută despre ea, trebuie păstrată curată. În fiecare zi a vieții noastre. Curată. În fiecare zi a vieții noastre. Doamne, ajută-ne! Pentru că mântuirea nu trebuie să fie doar de domeniul trecutului, doar un moment atunci. Mântuirea trebuie să fie proaspătă în viața noastră, zi de zi, în fiecare zi a vieții noastre. Doamne, ajută-ne cu acesta. O trezire spirituală în dreptul nostru în fiecare zi. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Mântuirea, am spus, trebuie primită și trebuie păstrată și dusă până la capăt. Romani 1 cu 28 spune aici, un verset așa de
așa de clar referitor la lucrul acesta, Romani 1, versetul 28 spune așa, despre unii oameni. Și poate că versetul acesta o să mai ating mai târziu. Spune așa, fiindcă n-au căutat. E vorba de niște oameni, e vorba de oameni care au fost mântuiți. E vorba de oameni care Dumnezeu le-a atins inima, Dumnezeu le-a schimbat mintea, Dumnezeu le-a înnoit hainele, le-a dat haine curate și spune mai departe aici, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Fraților, Dumnezeu ne cere să păstrăm mântuirea aceasta. Să păstrăm în mintea noastră și în inima noastră Dumnezeul acesta. Să păstrăm gândurile cele mai bune. Să nu lăsăm, să dăm voie vreunui gând străin, să ne întunece mintea noastră și astfel. Nici nu vreau să citesc mai departe ce fel de lucruri au început să facă oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu. Fraților, mântuirea trebuie primită. Salvarea aceasta care vine de la Hristos, biletul acesta care ne dă acces în împărăția lui Dumnezeu, trebuie primit. Și slavă Domnului că l-am primit. Dar trebuie și păstrat. Trebuie și păstrat. Și trebuie ținut și dus până la capăt, când Domnul ne va cere socoteala de mântuirea aceasta. Doamne ajută-ne! Se poate pierde? Sunt păreri și păreri. Eu aș vrea să dau câteva gânduri la care să reflectăm fiecare dintre noi, câteva lucruri pe care atunci când am asociat mântuirea aceasta, am asociat-o cu viața veșnică, cu intrarea în împărăția lui Dumnezeu, cu accesul în împărăția lui Dumnezeu, pentru aceasta ne-a fost dată mântuirea. Mântuirea, salvarea care vine prin Iisus Hristos. Mântuirea, cum spune în Fapte, spune 4:12, este doar în singurul nume, Iisus Hristos, doar în Iisus Hristos. Darul fără de plată. Ei, mântuirea aceasta, biletul pentru împărăția lui Dumnezeu, accesul în împărăția lui Dumnezeu, trebuie păstrat. Dacă l-ai pierdut, dacă l-am pierdut, noi nu ajungem în împărăția. Și noi primim pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Noi primim și avem mântuirea aceasta, salvarea aceasta de păcatele noastre pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu spune și în mod special prin Iisus Hristos în multe rânduri, despre multe categorii de oameni, despre multe situații care ne determină să nu intrăm în împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă am fost mântuiți, chiar dacă am fost salvați, chiar dacă am fost înnoiți cândva, chiar dacă am fost născuți din nou cândva, chiar dacă ne-am rugat, ne-am apropiat de Dumnezeu cândva. Ei, pot interveni situații când din pricina nevegherii noastre să pierdem biletul de intrare în împărăția lui Dumnezeu. Iată una dintre situații. Matei 12:43-45. Matei 12:43-45. Reflectați asupra acestui gând. Poate eu am greșit și poate eu mă leg doar de aceasta. Poate are legătură cu mai multe lucruri, dar vă rog să vă uitați atenți la acest verset, acest cuvânt, aceste trei versete. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând o dignă și nu o găsește. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit, din inima unui om care Domnul l-a mântuit. Și când vine în ea, o găsește goală. O găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ea cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo și dezastrul care se întâmplă este că starea de pe urmă acestui om va ajunge mai rea decât cea din tâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean, spune cuvântul Dumnezeu, despre poporul Israel și poate spune despre oricare dintre noi. Când noi, odată mântuiți de Domnul, salvați de Domnul nostru, iertați și aduși în prezența Lui, încet, încet, noi ne mulțumim doar cu faptul că ne-a mântuit Domnul și nu mai facem aceleași păcate. Nu mai greșim.
Dar totodată nici nu perseverăm în a ne căuta să facem ceva pentru ca mântuirea aceasta să progreseze în viața noastră, ca noi să lăudăm pe Domnul și să putem să ne ținem antrenați în această cale a Domnului nostru. Nu stăm liniștiți în boca noastră. Venim la biserică cu inimă curată. Cu o casă curată, dragă. Cu o casă curată. Și nu, să nu ne înșelăm cumva, să credem că dacă suntem aici în casa lui Dumnezeu, este de ajuns, este suficient. E și diavolul prezent aici. Și poate vedea dacă inima ta este curată și nepăsătoare, și indiferentă. Și vreau să vă spun că primul lucru la care eu mă gândesc în momentele acestea este faptul, și unul dintre motivele pentru care noi ne putem pierde acest bilet pentru împărăția lui Dumnezeu, este nepăsarea, dezinteresul nostru. Am fost mântuit, mi s-a dat ce trebuia, am fost găsit curat, suficient. Suficient cât să aibă de lucru celălalt. Să ți-o umple și să mi-o umple cu mai mult decât era înainte. Și încep încet, încet să rodească, în loc să rodească în inima ta o dorință și o mulțumire, așa cum se spunea la timpul de rugăciune, că Dumnezeu ne-a dat o biserică în care să ne închinăm, să ne bucurăm. Dumnezeu ne-a dat atâtea condiții și ne-a creat atâtea condiții necesare și suficiente să ne pocăim și să ne sfințim viața noastră, noi începem să fim nemulțumitori, să cârtim, să gândim lucrurile mai rău. Băi, am crezut că pot să mă bucur aici, dar nu. Și încep lucrurile să devină din ce în ce mai rele în viața noastră. Mare grijă că dezinteresul nostru pentru mântuirea aceasta care trebuie dusă la capăt, până la capăt, prin tot ce ține de noi, se poate să ne facă să pierdem mântuirea. Doamne, ai milă de noi! Doamne, ai milă de noi! Dacă cumva parcă așa am devenit dezinteresați, parcă așa ne-am obișnuit să nu mai facem nimic, să nu ne mai intereseze prea mult, ce aș putea să fac ca să mă apropii de Dumnezeu mai mult? Atunci s-ar putea să fie sub semnul întrebării mântuirea noastră de pe urmă. Ne-a mântuit Domnul inițial, ne-a salvat Domnul, ne-a spălat, ne-a iertat. Dar cum ești astăzi și cum sunt astăzi? Doamne, ai milă de noi! Un alt lucru, un alt motiv, este când revenim pe nesimțite, și are legătură cu primul, să zic așa, acolo a fost un dezinteres, o nepăsare, parcă așa, n-am făcut nimic, dar și nefăcutul ăsta nimic este periculos. Un alt lucru este să revenim la vechile obiceiuri. Nu-ți dai seama, încet, încet, dar poți reveni ușor, ușor la vechile obiceiuri. Uitați-vă aici, 2 Petru, 2 cu 20 și 20 și până la 22. 2 Petru, 20, versetul 20, până la 22. Spune așa. În adevăr, dacă după ce au scăpat din tinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși, și sunt biruiți de ele, de aceleași vechi obiceiuri, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi, ce spuneam și prima dată, la primul motiv. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii. Doamne, ce blestem! Doamne, ce blestem! Să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată. Câinele s-a întors la ce vărsase și scroapa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Pentru animalele acestea, mediul acesta este ușor să ajungă înapoi. Dar noi suntem oameni salvați de Domnul. Noi nu ne mai întoarcem la mocirlă. Noi nu ne mai întoarcem la vechile obiceiuri. Noi nu mai avem motive să ne întoarcem la vechile obiceiuri, chiar dacă ne sunt puse în față. Chiar dacă ne sunt puse în față. Dacă Domnul ne-a scăpat, ne-a mântuit de obiceiuri străine, de obiceiuri care nu erau după voia Lui, Domnul să ne dea putere să ne luptăm și să ne ducem până la capăt mântuirea noastră. Doamne, ajută-ne aceasta. Trec mai departe. Un alt lucru, 1 Corinteni 15, 1 și 2.
1 Corinteni 15, 1 și 2. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas. Aici este o grămadă de verbe foarte important. V-am propovăduit-o, ați primit-o, ați rămas. Și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel degeaba ați crescut. Dacă Dumnezeu ne-a descoperit cuvântul Său și Dumnezeu ne-a luminat odată și s-a îndurat de noi și ne-a dat o Evanghelie sănătoasă și pe parcursul vieții noastre ne dăm seama că parcă nu e așa, parcă altfel înțelegem. Și astăzi sunt atâtea Biblii traduse în mode diferite. Nu e greșit să studiem Biblia în diferite limbi și să mergem pe origini, pe ebraică, pe greacă, pe știu eu ce alte lucruri și să căutăm oare ce s-a vrut să se scrie inițial acolo. Dar știți că uneori mi-am dat seama și am rămas dezgustat uneori când am auzit anumite explicații ale unor versete. Pe mine m-a răscolit și mi-am dat seama că unii oameni încearcă mai mult. Unii oameni își depășesc limitele. Unii oameni încearcă să se pună alături și să spună lui Dumnezeu: Doamne, Tu știi, ai cam greșit Biblia aici. Doamne, Tu nu știu ce ai vrut să spui aici, dar nouă nu ni se potrivește. Noi, dacă este să mergem și să o întoarcem pe partea pe altă, uite, așa ar fi trebuit să scrie în Biblie. Fraților, Dumnezeu ne cheamă și ne cer să rămânem în Evanghelia pe care am primit-o. Să rămânem în învățătura pe care am primit-o. Să ne fie teamă atunci când vrem să schimbăm ceva, când vrem să întoarcem lucrurile altfel. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că cei care vor scoate sau vor adăuga ceva la cuvintele acestei Scripturi. Acolo cuvântul lui Dumnezeu spune despre Apocalipsa, despre prorocile în Apocalipsă. Despre cartea Apocalipsă. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune: feriți-vă de tot ce vi se pare rău. Și atunci când, mare atenție, când încercați să dați o tălmăcire unui verset sau unui cuvânt, fie că sunteți bărbați sau femei, pentru că Dumnezeu ne cheamă să vestim Evanghelia la orice făptură și putem fiecare de noi să fim o Evanghelie citită de oameni, putem fiecare de noi să vestim Evanghelia noastră în casele noastre, la locul de muncă, pretutindeni. Aici, în biserică, Dumnezeu a lăsat niște rânduieri. Dar în afara bisericii, Dumnezeu ne cheamă acolo să putem să vestim Evanghelia sau să profităm de orice moment când putem să spunem despre cuvântul lui Dumnezeu, despre credință, despre mântuirea aceasta, la orice om. Și mare atenție când vorbești unui om. Nu dai interpretările care le consideri tu bune. Pentru că este o prăpastie destul de... și este o pantă destul de alunecoasă. Aș vrea să citim cu mare atenție cuvântul lui Dumnezeu și să-L înțelegem cu mare atenție. Dumnezeu pe unii a luminat mai mult, dar și lumina aceasta Dumnezeu ne va da socoteală celor care li s-a dat mult, li se va cere mult. Să fim mari, să fim atenți cum interpretăm anumite versete din Scriptura aceasta. Pentru că Dumnezeu ne-a lăsat atât de clar cuvântul lui Dumnezeu. Să fim foarte atenți. Să nu deviem de la învățătura evanghelică, de la învățătura care ne duce la învățătura aceasta mântuitoare. Atâta vreme cât noi ne căutăm portițe într-un fel, într-o parte și în alta, Dumnezeu ne va cere socoteală într-o zi. Eu nu zic să nu studiem. Este mare lucru și este de încurajat să studiem cuvântul Dumnezeu. Dar mare atenție când spunem ceva din locul acesta sau oriunde. Mare atenție când vorbim și dăm o interpretare a unui verset. Mare atenție! Dumnezeu ne va cere socoteală. Doamne, ajută-ne să rămânem la învățătura mântuitoare. Un alt lucru este: putem pierde și putem să ne pierdem biletul acesta de intrare în Împărăția lui Dumnezeu, ne trezim că putem pierde mântuirea aceasta atunci când cădem de la credință. Vreau să vă spun, nu este vorba despre căderea în vreo greșeală. Pentru că Duhul lui Dumnezeu, prin cuvântul Său, spune în Galateni 6:1 că, fraților,
dacă vreun dintre voi a căzut în vreo greșeală, voi, și este mare nevoie, și de, sau avem mare nevoie unii de alții, când auzim că cineva cade în vreo greșeală, noi, cu Duhul blândeții, Dumnezeu să ne dea înțelepciune și călăuzire, să-L ridicăm. Aceasta ne cheamă Dumnezeu. Dar este o mare problemă. Și aici noi nu mai putem face nimic. Nici tu, nici eu. Dacă eu am căzut de la credință, Dumnezeu să aibă milă. Și Dumnezeu poate avea milă dacă eu mă trezesc. Și dacă eu las ca Duhul Dumnezeu să mă mai cerceteze. Pot frații să se roage cât ori vrea ei. Dacă eu nu mă trezesc, este un mare pericol. Sunt oameni care poate vin în casa lui Dumnezeu și nu vorbesc de biserica aceasta. Există pericolul și aici. Și există pericolul în orice biserică și în orice loc. Să vii în casa lui Dumnezeu și să fii căzut la credință. Să nu te mai atingă nimic. Să te cheme frații, să te cheme rudele, să te cheme unul și altul. Vină, mai vină la biserică și tu să vii și zici, bă, a fost așa, bă, a fost, dar nu mi-a plăcut. Nu, ce cuvânt a fost ăla? Parcă, dar de ce s-au rugat frații așa tare? Dar ce, nu înțeleg, ce cu gălăgia aia la copii acolo? Te legi de tot felul de lucruri numai esențiale, nu le ții minte și nu te interesează. Astfel se comportă un om care cade de la credință, care nu mai atinge nimic, care nu se mai bucură de lucrurile mărunte, care îi sunt puse în față de către Dumnezeu. Mântuirea lui este sub semnul întrebării. Mare grijă, fraților, Domnul să ne ferească de cădere de la credință. Dintr-o dată, dacă un om cade în vreo greșeală și se întâmplă să cădem, se întâmplă la anturajul nostru, se întâmplă poate la locul nostru de muncă, se întâmplă poate, eu știu pe unde mai umblăm fiecare dintre noi, să ne trezim că unul lângă noi trage o jurătură, unul lângă noi vorbește niște lucruri murdare, unul vorbește despre tot felul de lucruri, despre femei, despre altele și stai să te gândești, Doamne, dar ce caut aici? Și să te... Eu am oamenii și să zică, ce mă, dar astea sunt lucruri normale, ești bărbat, nu? De ce te rușinezi așa? Noi ca oameni, Dumnezeu ne-a luminat. Dumnezeu a lăsat lucrurile intime, să le trăim în intimitate, în familia noastră. Nu să te duci să vorbești despre intimitatea din familia ta, dintre tine și soția ta, peste tot, ca și cum ar fi ceva normal să audă toți. Și să vorbești așa, fără să te controlezi. Nu, Dumnezeu ne-a dat o rațiune, ne-a dat putere să fim oameni care să ne păstrăm intimitățile în familia noastră și să fim oameni care să trăim frumos și să vorbim despre Dumnezeu. Nu avem atâtea lucruri despre ce să vorbim. Să întoarcem oamenilor acestora, oameni de genul acesta, vorba, cu cuvinte frumoase, cu cuvinte în care Dumnezeu să le sensibilizeze inima. Să vă dea Domnul și să ne dea Domnul înțelepciune fiecare dintre noi ce să vorbim în jurul nostru. Să nu cădem în ispita acestor oameni. Pentru că un om care cade într-o astfel de ispită, un om care este mântuit de Dumnezeu și cade într-o astfel de greșeală, într-o astfel de cursă a vrăjmașilor din jurul lor, nu stă liniște. Dacă s-a murdărit pe haina asta, spirituală, pe haina aceasta a inimii, pe mântuirea aceasta care a dat-o Domnul, se duce la Domnul și zice, Doamne, parcă nu m-am simțit acolo. Nu știu ce căutam acolo. Cum am fost prins acolo? Te rog să mă ierți. Doamne, te rog să te îndur de mine și spală în momentul acesta, te rog. Nu trebuie să te duci să te pui în genunchi să te vadă toți. Pur și simplu, retrage-te în gândul tău atunci când prinzi ocazia și roagă-te, Doamne, ai milă de mine și atinge-te de mine, spală-mă. Am nevoie să ierți de la mine vorbele care poate le-am spus fără să-mi dau seama. Poate gândurile, poate m-am trezit că am râs la o glumă care nu trebuia să râd. Nu știu ce căutam acolo. Doamne, iartă-mă! Nu mă lăsa încet, încet să ajung să cad într-o greșeală care în urma ei să ajung să cad în necredință. Doamne, ferește! Astfel își duce un om mântuit, mântuirea până la capăt. Doamne, ajută-ne la acest. Un alt lucru, când trăim în faptele firii pământești. Ce spuneam și mai înainte, Galateni 5:21, aș vrea să vă citesc de aici. Galateni 5:21 este un cuvânt care se știe și aici vorbește despre faptele firii și despre faptele Duhului. Despre roadele firii și despre roadele Duhului. Despre faptele firii pământești
și despre roada Duhului în versetul 22. Dar eu o să citesc aici versetul 21. După ce înșiră Pavel aici multe din faptele firii pământești, spune aici versetul 21 mai în jos, vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucru, cele de mai sus de acolo, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, nu vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, cui credeți că vorbea Pavel despre faptele acestea ale firii pământești? Biserici. Fraților, Pavel vorbea biserici despre niște fapte care ne este rușine să vorbim despre ele. Ești în biserică, ești în locul acesta unde te cheamă Dumnezeu, unde te bucuri în brațul lui Dumnezeu și oare e posibil să ai faptele alea de acolo? Sau măcar una din ele? Biletul, mântuirea ta, este sub semnul întrebării. Dacă eu am una dintre alea de acolo, mântuirea mea este sub semnul întrebării. Doamne, ai milă de biserica ta. Suntem în biserica lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ferească să fim parte din biserica lui Dumnezeu având fapte ale firii fără de care nici să nu ne intereseze, să le vedem normale unele dintre ele, nu așa de grave. Dumnezeu să ne ferească și să ne dea putere să ne luptăm. Pentru că, fraților, firea aceasta când ne întoarcem la Dumnezeu și când Dumnezeu ne mântuiește, nu moare! Ea trebuie răstignită în fiecare zi! Ea trebuie răstignită în fiecare zi! Noi trebuie să ne cerem Domnului ca Dumnezeu să ne ierte în fiecare moment, în fiecare zi! Să ne spele în fiecare zi! Astfel își ducem un om mântuirea până la capăt. Doamne, ai milă de noi! Asupra acestei mântuiri, fraților, trebuie să veghem, vedeți? Vedeți cât este de ușor? Vedeți cât este de ușor de pierdut? Un alt lucru și spune aici Matei 7, 21-27 spune că un popor care aude dar care totuși nu ascultă și nu împlinește este iarăși în pericol. La 21-27 spune aici, nu orice cine zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. Nu mai citesc în continuare, că nu vreau să rupesc timpul, dar, fraților, noi auzim multe predici din locul acesta. Noi auzim multe lucruri în locul acesta, multe îndemnuri care ne sunt necesare fiecare dintre noi, dar noi prea puțin împlinim și aproape deloc. Nu de multe ori mi-a fost dat să aud anumite idei, anumite gânduri și mi-am dat seama că de multe ori am atins personal, pentru că m-am pregătit conform Scripturii, cu Cuvântul lui Dumnezeu am atins anumite subiecte care ar trebui să fie clare și lămurite în mintea noastră. Și cu toate acestea, noi tot am rămas la ce ne aducem noi aminte, la tot la gândul nostru. Fraților, dacă Dumnezeu ne vorbește lucrul acesta, haideți să ne notăm. Și haideți să ne notăm în inima noastră și să ne dea Dumnezeu putere să ne apropiem de El. Nu că vă vorbesc eu, că nu am pretenția că știu tot. Eu am nevoie, în primul rând, să-mi notez în inima mea. Dar fiecare dintre noi, Dumnezeu ne oferă ocazia să creștem mai mult spiritual. Să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Și dacă sunt lucruri cu care nu sunteți de acord, Dumnezeu să vă lumineze și prin cuvântul Său mai mult să studiem și să ne apropiem de El. Doamne, ajută-ne acest. Un alt lucru și ultimul pe care aș vrea să-l amintesc aici este atunci când ne îngânfăm. Atunci când credem că noi suntem mântuiți. Altul să fie, să ajungă el la nivelul la care am ajuns eu.
Să trăiască altul cum trăiesc eu, că știu. Și atunci intră gânfarea peste mine. Uitați-vă aici. Romanii 11 cu 20 vorbește despre poporul Israel, dar vorbește și despre mine și de tine. 11 cu 20. Romanii 11 cu 20. Aici tot capitolul acesta spune despre Israel, care Dumnezeu s-a luptat mult să-l țină lângă el. Și pentru că el, ca și popor, acest popor, a alunecat în credința lui, în a se mai încrede în Dumnezeu, ne-a oferit nouă șansa să-l cunoaștem pe el și să fim mântuiți. Doamne, ajută-ne, fii slăvit! Uitați-vă aici versetul 22. Aș vrea să citesc de la 20 până la 22. Adevărat, ramurile acestea, despre ramurile acestea ale poporului Israel, este că au fost tăiate din pricina necredinței lor. Și tu, eu și tu, stai în picioare prin credință. Slavă! Nu te îngânfa, dar ci teme-te. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Uită-te, dar, la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. O asprime față de cei ce au căzut. Dumnezeu s-a purtat aspru și am vorbea în vineri seara aici. De câte ori Domnul i-a pedepsit pe poporul Israel? Dar, uită-te și la bunătatea față de tine. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, altfel vei fi tăiat și tu. Ce șanse, ce ocazii să avem să fim sădiți și să fim altoiți, aduși în această sevă, să dăm roade după voia Dumnezeu, dar ce ușor putem să ne îngânfăm și să ne credem cu biletul în buzunar, sunt mântuit, abia aștept să împlinească ceasul, ora când să vină Domnul și sunt acasă. Dar sunt șanse mari, crezându-ne noi atât de sigur pe noi, pe mântuirea noastră, să ne trezim că prin îngânfarea aceasta Dumnezeu să ne dea la o parte și să pierdem mântuirea. Doamne, ne milă de fiecare dintre noi. Dă la o parte și îngânfarea și toate aceste lucruri pe care le-am amintit aici. Neîmplinirea, dezinteresul nostru pentru mântuirea aceasta și atâtea alte lucruri. Socotindu-ne noi înțelepți, uneori mai înțeles decât Dumnezeu și dând tot felul de interpretări acestei Scripturi pe care oare e voia Dumnezeu unele să le dăm în felul acesta? Haideți să fim cu mare atenție. Asupra acestei mântuiri trebuie să veghem. Doamne, ajută-ne! Asupra acestei salvări trebuie să veghem. Doamne, ajută-ne! Și încă un al doilea lucru pe care aș vrea să amintesc, nu doar că mântuirea trebuie păstrată pentru că altfel putem să o pierdem, și aș vrea să ne uităm și cum am putea să o păstrăm. Și a fi multe de zis, dar eu amintesc doar două lucruri și după aceea vreau să închei. Și unul din lucrurile am amintit vineri seara aici la rugăciune, Dumnezeu mi-a dat acest gând și am vrut să îl amintesc și vine. Dar uitați-vă aici, Filipeni, exact pasajul care l-am citit în seara aceasta, versetul 12. Filipeni 2 cu 12. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică. Cu frică de Domnul. Cu frică de Domnul. Unul din lucrurile prin care putem să ne ducem mântuirea până la capăt, să o păstrăm și să o ducem până la capăt, este prin teamă de Domnul. Prin frică de Domnul. Mulți oameni nu se mai tem de Domnul astăzi, deși ei cred așa, cred asta. Dar noi, prin acțiunile noastre, prin felul nostru de a ne purta și de a trăi, de multe ori, nu arătăm că avem teamă de Domnul. Dumnezeu ne cheamă să, așa cum am citit și aici, în versetul din Romani 11 cu 20, să nu ne îngânfăm, ci mai degrabă să ne temem de Domnul. Dacă a cerut Dumnezeu lucrul acesta poporului Israel de multe ori în vechime, Dumnezeu ne cere și astăzi nouă. Aș vrea să vă amintesc celor care n-ați fost vineri aici. Biserica primară, întâi creștini, spune cuvântul lui Dumnezeu,
că întâi de toate ei erau plini de frică de Domnul. Fapte 2 cu versetul 41, cred. Imediat. Fapte 2. Da, cu versetul 41, 42 și 43. Uitați-vă aici. Cei care au primit provăduirea, adică cei 3.000 care au fost acolo și au auzit și au spus ce să facem la predica lui Petru, au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Un lucru frumos. Fiecare era plin de frică. Și uitați ce se făcea în urma acestei frici de Domnul. Prin apostol se făceau multe minuni și semne. Oare astăzi Domnul nu mai poate să facă minuni și semne? Ba da. Dumnezeu și astăzi mai poate face, dar o face cu oamenii care se tem de Domnul. Nu este de ajuns să fii un predicator bun și să vii aici să predici sau să predici oriunde, să fii iscusit, să fii un predicator vestit. Dacă nu te temi de Domnul, Domnul nu lucrează prin tine. Domnul nu face minuni. Nu este de ajuns să fii un păstor, să fii un slujitor uns de Domnul și atunci când ești chemat să spui mâinile peste bolnavi, peste cei care suferă, să te rogi și să ai această credință și să aibă, să fie această ocazie în care tu să spui mâinile peste bolnavi, să te rogi ca ei să fie vindecați. Dacă nu ești plin de frică de Domnul, ca și slujitor, s-ar putea Dumnezeu să nu lucreze. S-ar putea Domnul să nu dea vindecare. Dumnezeu ne cheamă să fim preoți în casele noastre. Dumnezeu ne cheamă să fim fiecare dintre noi slujitori. Dumnezeu ne cheamă să slujim pe Domnul, nu oricum. Să slujim cu curăție de inimă și cu frică de Domnul. Înainte de a-L iubi pe Domnul, fie-ți teamă de Domnul, să-ți fie frică de Dumnezeu. Și Dumnezeu va lucra prin tine și prin mine. Dumnezeu va lucra. Dacă Dumnezeu nu lucrează astăzi, dacă Dumnezeu nu mai mântuiește astăzi, nu mai umple biserica de oameni care se întorc la Domnul așa cum se făcea atunci prin biserica primară, este că mulți oameni, mulți slujitori, mulți membri de biserică, mulți creștini nu se mai tem de Domnul. Îl iubim pe Domnul și îl vedem pe Domnul unul care ne poate ierta ori de câte ori greșim. Dar oare în momentul în care Domnul ne-a iertat, ne este și teamă, Doamne? S-ar putea să vină ziua când harul de la mine să se ia și să nu mai fiu iertat. S-ar putea să vină ziua când rugăciunea mea să nu mai fie ascultată. Haideți să ne temem de Domnul. Haideți să trăim cu teamă de Domnul. Cu teamă că Dumnezeu este și un Dumnezeu al dreptății. Și Dumnezeu va putea să lucreze. Și Dumnezeu va putea să lucreze cu fiecare dintre noi dacă ne temem de El. Un alt cuvânt al lui Dumnezeu spune aici în Psalmul 85:9, mântuirea este aproape de cei care se tem de El. Ca mântuirea să rămână și să rămână lângă noi și să rămână în noi, este să ne temem de El. Doamne, ajută-ne aceasta. Pentru că Ieremia 32:40 spune aici, Dumnezeu pentru poporul Israel și pentru noi, dacă vreți, spune că Dumnezeu a fost Cel care a pus în inima poporului Său teamă de Domnul ca să poată să rămână lângă El. Să pună Domnul teamă de Domnul în noi. Să pună Domnul teamă de Domnul în tine și în inima ta și în inima mea. Și astfel, mântuirea va rămâne. Și o vom duce până la capăt. Doamne, ajută-ne lucrul acesta. Dacă este teamă de Domnul în casa ta, în familia ta, dacă este teamă de Domnul în tine ca și tată, în tine ca și soț, în tine ca și soție, relația este o relație binecuvântată. Secretul unei relații între soț și soție, fie chiar dacă suntem creștini, este o relație bună și frumoasă și dăinuiește atâta vreme cât în primul rând și soțul și soția se tem de Domnul. Se tem de Domnul. Ne vin uneori gânduri noi ca și bărbați, eu știu, căsătoriți fiind, așa parcă zici că suntem necăsătoriți poate uneori. Și poate se întâmplă la unii mai des, la alții mai puțin. Dar dacă lângă noi este o soție care se teme de Domnul, Dumnezeu îi vorbește și Dumnezeu te îndeamnă și te oprește de la deciziile acelea care nu le ai tot timpul. Poate sunt momente.
Sau dacă uneori vin niște gânduri peste soțiile noastre, sau așa, și dacă noi ca și bărbați ne temem de Domnul și le lăsăm inspirați și călăuziți de Domnul, putem să ne oprim atunci, putem să spunem, uite, draga mea, mie mi se pare că lucrul ăsta îl întristează pe Dumnezeu, ar trebui să ne oprim, ar trebui să nu facem pasul, să nu facem lucrul ăsta. Și astfel, un soț și o soție care se tem de Domnul, în casa aceea rămâne mântuire, în casa aceea rămâne înțelegere, în casa aceea este armonie și mântuirea se duce până la capăt. Doamne, binecuvântă familia noastră cu teamă de Domnul, copiii noștri să fie semănate în inima lor, teama de Domnul. Oriunde ai fi, Dumnezeu te vede. Orice ai face. Și când vei ajunge mare, Dumnezeu te vede. Dumnezeu te vede. Haideți să semănăm în casele noastre și în jurul nostru. Nu doar cei căsătoriți care aveți familie, și cei care sunteți necăsătoriți. Dacă vrei o soție, dacă vrei un soț, cere de la Domnul, în primul rând, un soț sau o soție care să se teamă de Domnul. Și Dumnezeu să te binecuvânteze și pe tine cu teamă de Domnul. Și astfel, cel mai bine se armonizează, după voia Dumnezeu, un soț și o soție care să temă de Domnul. Doamne, binecuvântă-ne acest. Apoi un alt lucru și cu care închei. Cum putem să ne ducem mai departe mântuirea până la capăt? Cu frică de Domnul, am spus. Cu teamă de Domnul. Și cu răbdare. Și cu răbdare. Pe Dumnezeu își va împlini promisiunile față de fiecare dintre noi. Și în primul rând promisiunea că ne va lua la El. Promisiunea că ne va duce în slava Lui. Vreau să vă spun, înaintașii noștri și mulți creștini au murit. Chiar primii creștini au murit plătind un preț cu viața lor, crezând că Domnul va veni în timpul vieții lor. Și nu s-au lăsat de mântuirea aceasta și de Domnul, chiar dacă ar trebui să le fie luată viața aceasta, dar au spus, viața mea și sufletul meu, mântuirea aceasta, nu mi-o ia nimeni. Dacă ne-a fost salvat sufletul, spune cuvântul Dumnezeu să ne temem de cei care pot să ia și să ne piară și viața aceasta și sufletul acesta. Să nu ne temem de cei care ne pot lua trupul acesta, viața aceasta. Dar nu ne pot lua mântuirea sufletului nostru. Mântuirea sufletului nostru. Fraților, sunt oameni care au răbdat pentru Domnul și nu s-au lăsat de El. Uitați-vă în Apocalipsa, capitolul 7, versetul 13 și 14, un cuvânt așa de minunat. Apocalipsa 7, versetul 13 și 14. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare? Și de unde au venit? Doamne, i-am răspuns eu, Tu știi. Și el mi-a zis, aceștia și-au spălat hainele și le-au albit în sângele Mielului. Fraților, Dumnezeu ne-a albit. Și ne-a spălat hainele în sângele Mielului, Iisus Hristos. Și într-o zi vom străluci în împărăția Lui, dacă hainele acestea vor rămâne curate. Dacă vom avea răbdare să le păstrăm curate. Și dacă cumva se murdăresc, este aproape imposibil să nu se întâmple lucrul acesta zi de zi. Să ne rugăm Domnului ca El să ne țină hainele curate, să ni le albească. Haina aceasta sufletului nostru, mântuirea, să o ținem curată. Înaintea Lui, până la capăt. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu aici, și un ultim cuvânt pe care vreau să-l amintesc aici, ca să ating acest cuvânt despre răbdare, spune aici Matei 24 cu 10. Matei 24 cu 10. Versetul 10 până la 14 spune așa. Atunci mulți vor cădea. Se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Vremea aceea poate să fie astăzi. Vremea aceea poate să fie oricând. Mulți oameni își dau cu părere referitor la ce se spune aici. Dar aș vrea să o luăm ca și cum ar fi oricând vremea aceasta. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din
pricina, din cauza înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul, fraților. Noi chiar dacă nu ne dăm seama, dar răbdarea aceasta privitor la venirea Domnului Iisus Hristos, cei mai mulți și-au pierdut-o. Și acela pot fi eu și tu, indiferent de câți ani am, de când vin în casa lui Dumnezeu, de când îl cunosc pe Domnul. Prin atitudinile mele, prin trăirea mea, prin felul meu de a fi, s-ar putea să trăiesc și să gândesc în așa fel, să-mi fac planurile și ideile și în așa fel încât să vorbesc și să mă raportez la cei din jurul meu și la biserica aceasta și la slujirea de aici și la tot ce se face în jurul meu, în așa fel încât crezând că Domnul mai are. Aș vrea să ne gândim că oricând Domnul poate să vină și să avem inima trează și să nu ne pierdem răbdarea. Oamenii aceștia, poate că aici este vorba despre oamenii care vor trebui să sufere pentru numele lui Dumnezeu. Și pentru că vor trebui să sufere, vor trebui să se, din cauza unor situații care, și presiuni care vor veni peste ei, oricare ar fi ei, noi sau alți sau altă generație mai târziu, nu știm. Se poate să fim puși sau să fie generațiile mai târziu puse unor presiuni în așa fel încât să cedeze și să fie tentați să cedeze. Dar Domnul spune că cine va răbda până la capăt, nu știm ce presiuni vor veni, nu știu ce situații vor veni. Și ne va fi pusă la încercare răbdarea noastră. Dar Dumnezeu să ne dea putere să ne păstrăm mântuirea până la capăt. Până la capăt. Astăzi este pace, este liniște, ne adunăm aici. Și chiar și în condițiile acestea avem și suntem chemați să ducem mântuirea până la capăt. Dar dacă vor veni vremuri în care ne va fi testată credința noastră, răbdarea noastră, față de raportată la promisiunea pe care Domnul o are față de copiii Lui, și atunci, să ne ducem mântuirea până la capăt. Doamne, ajută-ne la acest. Să ne păstrăm mântuirea cu frică de Domnul și cu răbdare. Că Domnul este Cel care își va împlini promisiunile. Doamne, binecuvântă-ne și ajută-ne să prețuim mântuirea Ta astăzi și în veșnicii și totdeauna. Doamne, ajută-ne la acest. Amin.